Bună seara, dragii mei telespectatori. Iată-ne din nou la un bun. Suntem în săptămâna patimilor. Este ziua în care s-a petrecut trădarea lui Iisus, Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, venit pentru noi pe acest pământ. Trădarea lui Iuda. Trădarea în general, dar trădarea lui Iuda. Iuda, cine era? Un apostol, un apropiat de-a lui Hristos. Unul care îl cunoștea pe Mântuitorul. Unul care îl cunoștea pe învățător, pe profesor, pe Dumnezeu îl cunoștea. Știa că e Fiul lui Dumnezeu. Știți, sunt multe teorii în care spun la un moment dat, acele teorii spun la un moment dat despre Iuda că a avut o altfel de viziune despre misiunea lui Hristos și el nu l-a trădat, ci a vrut să facă un fel de negociere cu Sinedriul. Toți apostolii, mai ales evangheliștii, au spus despre Iuda că e un trădător. Și că l-au vândut pe Mântuitorul pentru 30 de arginți și au dat verdictul, trădător, vânzător, dar nu vânzător la tonetă, vânzător de neamă și țară, de Dumnezeu, de tot. Duplicitar. Iuda, singurul apostol, citesc din creștinortodox.ro, Iuda, singurul apostol de fel din Iudeea, începuse de mult să se înstrăineze de Domnul. El trebuia să-l fi părăsit încă din Galileea, când osândise în adâncul sufletului său cuvântarea Mântuitorului despre pâinea vieții și când mulți dintre primii ucenici se depărtaseră de Domnul. Ioan 6:64-66. Iuda nu credea în dumnezeirea lui Hristos. Nu înțelegea. Credea că Hristos este venit, așa cum vorbeam și în emisiunea trecută, ca un salvator, dar un salvator uman, un salvator pământesc, un rege, un împărat, un conducător, un lider. Mai mult politic decât religios, mai mult politic decât Dumnezeu. Și atunci când Hristos spunea despre mântuire, despre răstignire, despre moartea sa, Iuda cred că era foarte mâhnit așa și foarte dezamăgit. Nu înțelegea rolul Mântuitorului, pentru că dacă nu-l simțea că e Mântuitorul și că vine pentru a spăla păcatele, chiar și a lui, nu avea cum să înțeleagă rostul nici al Fiului Dumnezeu, nici al lui Dumnezeu, nici a omenirii, nici a nimic. Spune aici în articolul acesta, trădarea săvârșită de Iuda este deosebit de gravă, având la bază pierirea credinței în Domnul. Știți, s-a lepădat de Domnul nostru Iisus Hristos și Petru de 3 ori până la cântatul cocoșilor. Dar a plâns și s-a spovedit din nou și s-a întors. Iuda n-a făcut la fel. Istoria se scrie pe fapte și Evanghelia se scrie pe fapte. Probabil dacă Iuda ar fi venit înapoi plângând și cerându-și iertare, Dumnezeu l-ar fi iertat, dar n-a venit, a deznădăjduit și s-a spânzurat. Adică, dacă nu l-a crezut pe Hristos că este viața,
nici n-a avut încredere că ceea ce a făcut el poate fi spălat și revenit la viață. Trădarea lui să fie acceptată ca o slăbiciune a omului și să nu-și fi vândut sufletul celuilalt. Spune aici preotul acesta care scrie articolul: trădarea ca și apostazia este ca atare expresie celei mai înfiorătoare decadențe morale și religioase. Iuda își vinde fără necesitate învățătorul și primește în schimb 30 de arginți. Când oferă lui Iuda această sumă, Sinedriul crede că respectă porunca lui Moise, care stabilise ca cel ce va ucide fără voie un sclav aparținând unui iudeu să-și răscumpere greșeala achitând stăpânului păgubit prin fapta sa 30 de arginți. Deci era un cod moral, un cod penal și un cod civil, așa în legea iudaică. Fără să-și dea seama, Sinedriul împlinește însă profeția mesianică făcută de Zaharia, când anunța, care anunța că Hristos va fi vândut pentru această sumă derizorie. Deci, ca și cum Iuda ar fi fost stăpânul lui Hristos și și-a vândut un sclav. După Sfântul Marcu și Sfântul Luca, Sinedriul promite această sumă. După Sfântul Matei, el o achită chiar în ședință, desigur însă numai parțial, sub forma de arvună. De acum Iuda caută prilejul cel mai potrivit pentru arestarea Mântuitorului. Că Iuda a luat banii, că nu i-a luat, că i-a aruncat înapoi. Cert este că și-a luat viața. Darul lui Dumnezeu pentru noi, cel mai important pe lumea aceasta, este viața. Pentru fiecare dintre noi. Copiii noștri ne sunt dați în dar de către Dumnezeu. De aceea am mai vorbit și la altă emisiune când spuneam despre marșul pentru viață și despre lupta împotriva avorturilor. Dragii mei, viitori părinți sau părinți sau tineri sau oameni sau cetățeni, cum fiecare în poziția lui, să luptăm din tot rărunchii și din tot sufletul și din toată conștiința noastră împotriva acestui mare păcat care ne apasă pe noi românii acum, în secolul acesta, libertatea avortului. La început de secolul 20 până al doilea război mondial, româncele noastre nășteau foarte mulți copii pentru că nici nu exista gândul că să facă avort. Fetele rămâneau însărcinate înainte de căsătorie și nu voiau să facă avort chiar dacă rămâneau cu copil și nu le mai lua nimeni. Era rușinea satului pentru o fată să rămână însărcinată și să nu știe cine-i tatăl. Știau, dar știți cum spune lumea, circulă vorbe. Dar nici într-un caz, chiar dacă rămânea însărcinată, o fată nu se gândea să facă avort pentru că îl considera cel mai mare păcat. O trădare a vieții, o trădare, considera că acel copil este viață, nici nu se gândeau să ia viața. Nu se puteau face criminale. Era o legătură morală între om și biserică foarte importantă. Acum, din 1900, când am citit statisticile și am văzut, m-am minunat, din 1955-58 până astăzi, 23 de milioane de avorturi s-au făcut de către poporul român. Încă o Românie, încă un popor român, l-am aruncat, l-am ucis din pântec. Păi Dumnezeu oare nu suferă când vede această trădare a noastră față de misiunea Lui, față de viață? El reprezintă viața, El picură în noi fiecare clipă de viață și noi o ucidem.
Și mai avem ceva. Noi, ca popor român, avem o boală, o meteahnă a trădării. Încă din cele mai vechi timpuri. Și aceasta ne este ca o frână în etapele noastre de dezvoltare. Dacă o luăm așa, istoric, noi românii, încă din cele mai vechi timpuri, când nu eram numiți români, ci eram numiți daci, sau geți, sau getodaci, oricum locuitorii acestui meleag, ne trădam între noi. Ne-am trădat între noi. Uite, de exemplu, imediat după ce Cezar a fost ucis de către Senat, Burebista, la vreo două săptămâni, a fost ucis și el de către un complot. Explicația unor istorici este că noi, totuși, suntem un popor cu cuget liber și nu dorim să fim stăpâniți. Și în dorința noastră de libertate, nu dorim să avem niște dictatori pe cap. E adevărat. Dar de aici și până la trădare și la ucidere, nu e decât un pas. Iar pasul este negativ. Nemulțumiți de puterea și autoritatea sa, spune despre Burebista, istoricul, nobilii au complotat pentru a-l înlătura. Care au fost consecințele acestei înlăturări a conducătorului Burebista? Odată cu dispariția lui, marele regat Dac s-a destrămat trădătorii împărțindu-l între ei. Și-au făcut 4 sau 5 regate mai mici și instabile, ușor cucerite de romani după aceea. Tezaurul lui Decebal vândut romanilor de consilierul său. Mulți istorici susțin că după cucerirea Sarmisegetusei de către împăratul roman Traian, acesta a pus mâna pe uriașa comoară ascunsă de regele Dac, Decebal, într-un loc aproape de negăsit. Cel care le-a arătat comoara romanilor a fost confidentul lui Decebal, Bicilis. Episodul este descris de istoricul latin Diocasius în lucrarea sa Istoria Romană. După ce legiunile romane reușesc, după un lung asediu, să cucerească, să incendieze Sarmisegetusa, Bicilis le indică locul unde era ascuns tezaurul dacilor, probabil un tezaur regal. Acesta se afla în râul Sargeția, al cărui albi era deviată pentru a ascunde comoara. Decebal era conducătorul unui regat, unei confederații de regate. Deci, dacă Burebista deținea controlul asupra unui regat unitar, mult mai mare decât regatul lui Decebal, Decebal era șeful unei conferii de regate. De aceea Traian, când a cucerit Dacia lui Decebal, a cucerit parte din Ardeal, Banatul, Oltenia și a ajuns la Sarmisegetusa. Dar niciun picior de roman n-a ajuns aici. Uite, aici, în locul unde vorbesc acum, în Moldova. Nu au ajuns aici romanii. De aceea și teoria asta cu latinitatea limbii române e un pic discutabilă pentru unii istorici. Pentru unii. Alții sunt ferm convinși. Alții încă mai studiază dacă nu cumva limba latină este o limbă dacică. Încă sunt studii și încă mai trebuie să studiem și să cercetăm. Și este de răspunderea noastră a celor ce se ocupă cu istoria și cu studierea limbilor vechi, filologilor,
pentru a stabili acest lucru. Bun. Decebal, înainte de împăratul Traian, stabilise cu împăratul înaintea sa în urma unor lupte un echilibru. Și a devenit pe vremea lui Domitian, a devenit rege clientela Romei. Și a îndeplinit sarcinile de serviciu, cum s-ar spune. Adică atunci când legiunile romane au trebuit să treacă prin Dacia pentru a învinge pe marcomani, pe un trib german, Decebal le-a însoțit și a lăsat ca legiunile romane să treacă pe teritoriul Daciei. Folosindu-se de ingineri romani, Decebal și-a construit mașini de luptă și cetăți dacice, puternice, și-a instruit armata. Când a venit Traian la conducere, a vrut să cucerească Dacia. Și foarte mult a dorit să cucerească Dacia pentru că era foarte bogată în aur. Dar Decebal s-a folosit de această alianță cu Roma pentru a putea să-și arate puterea lui asupra celorlalte regate dacice mai slabe. Pentru a-i conduce, pentru a-i asupri, pentru a le arăta puterea lui, pentru a-i determina să facă din nou un regat la fel ca lui Burebista. Și la un moment dat devenise un dictator local, ca să o luăm ca discuție pentru ziua de azi. De aceea și repulse celorlalți împotriva lui și în momentul în care Decebal a devenit inamic cu Roma, ceilalți l-au trădat. Bicilis era unul dintre trădători. Vlad Țepeș, asasinat de proprii boieri. Păi, dar după ce i-a tras în țeapă pe mulți, aceștia n-au mai putut suporta dictatura lui Vlad. Dar vedeți, tot trădarea. Pentru că planul lui Vlad Țepeș era un plan de refacere a țării românești, așa cum o lăsase bunicul său, Mircea cel Bătrân. O stabilitate, o luptă împotriva Imperiului Otoman. Ori boierii își vedeau interesele lor, atât mărginite, propria moșie, propria stabilitate și propriul cap. În momentul în care n-a mai fost de folos, l-au trădat pe Vlad Țepeș. Radu de la Fumați, ucis în biserică de boierii săi. Alt exemplu de domn care a luptat împotriva unui imperiu pentru neatârnarea țării sale. În momentul în care boierii au avut în cumpănă țara sau propria moșie, păi propria moșie le-a fost mai dragă. Și atunci l-au vândut pe vodă Petru Rareș și complotul boierilor. Păi Petru Rareș, fiul nelegitim al lui Ștefan cel Mare, știm că a avut două domnii. În prima domnie a fost trădat. Eu am Vodă cel Viteaz, trădat de 3 ori. Ultima dată a fost rupt de Cămile. Și de cine trădat? De Ieremia, prietenului cel mai bun. Păi cine trădează, dragii mei? Cine umblă cu trădarea? Cel care e apropiat, întotdeauna. Petru cel, trădat de gărzile personale. Minunat. Mihai Viteazul, un domnitor incomod. În schimb, Mihai a fost, putem să spunem, împăratul nostru a românilor și a creștinilor ortodoxi din zonă. El, dacă ar fi reușit în planul său și nu i s-ar fi tăiat capul pe câmpia Turzii, cu adevărat altfel ar fi fost soarta românilor. După ce în 1600 a cucerit toate cele 3 țări românești, Mihai Viteazul a fost trădat și asasinat la Câmpia Turzii în 1601, după mai multe neînțelegeri și reconcilieri de formă cu generalul Basta. Generalul Basta era un albanez.
foarte bun luptător, dar conducător al armatelor austriece. După mai multe confruntări cu nemeși și unguri, se punea din nou problema stăpânirii Ardealului. Ori Ardealul era râvnit și de imperiul, de către împăratul Rudolf și de voievodul Ardealului și mai ales de Mihai. Iată cum descrie Constantin Cegiurescu asasinarea lui Mihai Viteazu. La Turda, Mihai hotărâ să se despartă armata, să despartă armata de aceea lui Basta. Voia să plece mai degrabă la Făgăraș, spre a-și vedea soția și copiii. Această despărțire însemna însă pentru domnul nostru libertate de inițiativă. Basta, care știa că imperialilor le convenea mai mult o stăpânire directă asupra Ardealului, iar nu prin intermediul unei personalități atât de puternice, deși greu de mâniat, cum era acelea lui Mihai, se hotărâ să împiedice prin orice mișloace o asemenea libertate. În zorii zilei, când voievodul trebuia să plece spre Făgăraș, la 9 per 19 august, depinde de calendar, 1601, el trimisese un detașament de 300 de germani și valoni, adică belgieni, aceștia din urmă comandați de către ofițerii Jacques Meury și Montagu. Aveau ordin să-l aresteze pe Mihai, iar dacă se opune, să-l ucidă. Așa se și întâmplă, intrând în cortul domnului, Meury îi spuse: „Ești prins!” Mihai rostise un singur cuvânt: „Ba!” Adică nu. Și dădu să pună mâna pe sabie. În aceeași clipă, însă, un valon îl împușcă, un al doilea îl străpunse în pieptul și îl loviră cu halebardele. Halebardele erau niște topoare cu mânere foarte lungi. Constantin Brâncoveanu, alt model de trădare la români, condamnat la moarte de propriile rude. Mulți boieri chiar care au trădat pe Constantin Brâncoveanu au dezvăluit că el ar fi purtat tratative chiar cu împăratul Habsburgilor, ori turcii. Deja suferiseră înfrângeri din partea Habsburgilor și aveau modelul unui domn răzvrătit în 1711 pe Dimitrie Cantemir, care s-a aliat cu alt puternic creștin, împăratul Petru cel Mare al Rusiei, așa că nu mai vrea și țara românească să cadă în aceleași mreje a trădării față de Imperiul Otoman și nu cumva Constantin Brâncoveanu să intre în alianță cu Imperiul Habsburgic. De aceea, frigându-se cu ciorbă, cu moldoveanul Cantemir, au suflat și neaurt și au scurtat de cap pe Constantin Brâncoveanu, indiferent dacă zvonurile pe care le-au auzit ei erau adevărate sau nu. Eu cred că Brâncoveanu nu a trădat poarta otomană și nu a făcut a planificat o luptă anti-otomană împreună cu Imperiul Habsburgic, ci pur și simplu el a vrut stabilitatea țării sale. Horea Cloșca și Crișan vânduți pentru bani. Într-adevăr, Horea Cloșca și Crișan au fost trădați. După ce au făcut răscoala din Ardeal, în care au vrut ca națiunea română din Ardeal să fie recunoscută, pe vremea aceea, la 1784, erau recunoscute doar trei națiuni în Ardeal, maghiarii, secuii și sașii, deci germanii și ungurii, și secuii. Românii nu erau recunoscuți, erau doar iobagi, erau doar robi. Horia Cloșca și Crișan au fost cei care au ridicat pe români la răscoală împotriva grofilor maghiari. Au fost capturați prin ispitiți cu bani, câțiva țărani au ajutat la capturarea celor trei bani. Tudor Vladimirescu trăda de un aliat. Tudor Vladimirescu dorea o țară românească eliberată de regimul fanariot, eliberată de turci,
Ipsilanti dorea refacerea unei Grecii mari și a unei lupta împotriva unui regim turcesc. Turcia era stăpână peste Grecia atunci, peste noi încă nu, dar eram vasali a Imperiului Otoman. Tudor Vladimirescu a fost trădat Iteriei, mișcarea greacă de eliberare, și tăiat în bucăți și aruncat într-o fântână. Alexandru Ioan Cuza, o abdicare silită, dar aici nu pot să o privesc direct ca o trădare, ci mai degrabă ca o modalitate prin care chiar Cuza a încercat să aducă principiile străini, el fiind conștient că atât Austria cât și Turcia au insistat asupra păstrării unirii Moldovei cu țara românească doar pe timpul lui Cuza. Scrisorile care au fost scrise de Cuza și trimise împăratul Napoleon al III-lea, prin care Cuza era sfătuit de către împărat să-și maseze toată armata la graniță, la Dunăre, și să proclame o independență, să, în caz că otomanii ar fi încercat să traverseze Dunăre și să recucerească țările române, sprijinul diplomatic oferit de către împăratul Napoleon al III-lea lui Cuza, acesta a fost trădat prin aceste scrisori, au fost date în vileag și bineînțeles, Napoleon al III-lea, foarte dezamăgit de Cuza, a luat mâna de pe acest domn al nostru, în schimb, adăugându-se, încercând să păstreze Țările Unite, atât Moldova cât și Țara Românească împreună unite, prin venirea unui principe străin. Mai sunt și alte trădări. Unii cred că Mareșalul Antonescu a fost trădat de rege. Eu nu cred acest lucru. Regele a făcut o mișcare foarte înțeleaptă atunci, la 23 august 1944. Antonescu deja nu mai putea controla frontul și noi puteam deveni, România putea deveni o gubernie sovietică dacă nu se întorceau armele împotriva germanilor și dacă nu ne-am fi aliat cu rușii. Și Nicolae Ceaușescu, trădat de Iliescu. Nicolae Ceaușescu s-a trădat singur. S-a trădat singur. În schimb, putem vorbi imediat după pauză de trădarea noastră din interior din timpul acesta. Un pic de pauză, te rog, și vorbim după. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Când e gata. Cine era la telefon? Era Nica, dar a zis că nu vine și îmi lasă mie părția. Cosa Rom. Savurează diferența. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor.
Hagi Gold. Cele mai mari prețuri, cel mai mic comision. Cumpărăm orice fel de aur și argint. Amanetăm bijuterii. Amanetăm autoturisme. Amanetăm ceasuri. Cele mai bune cotații de schimb valutar. MoneyGram, transfer de bani în jurul lumii, la tarife avantajoase. Ne găsiți pe Splanada din Pașcani, la parterul blocului D8 și în zona deal, lângă magazinul Profi. Relații la telefon 0232 720855. Hagi Gold. Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Apa Vital. Grijă de apă, grijă de oraș. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Bine am revenit în emisiunea, dragii mei telespectatori. Vorbim despre trădări. Mai ales că Joia Mare este ziua trădării. La noi românii parcă se vorbește mereu despre trădări, 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 peste tot numai trădări. Mai ales după Revoluție, Ceaușescu, să știți că la Revoluție nu a fost trădat de Iliescu sau de alții, ci pur și simplu și-a făcut-o singur cu mâna lui, adunând, fiind sfătuit prost de către oamenii din anturaj, dar mai ales nu numai fiind sfătuit prost, ci crezând că după 20 de ani el este la fel de bine iubit, cu toate că avea toate informațiile că nu mai este așa, fiind iubit la fel ca în anii 68. În momentul în care, în 1968, Ceaușescu critica URSS, intervenția URSS și a țărilor, celorlalte țări de la Varșovia, intervenția în Cehoslovacia și înnăbușirea acelei revolte din Cehoslovacia și acele revoluții din Cehoslovacia, Ceaușescu, arătându-se ca un lider regional aici, care critica marele stăpân Moscova, prin critica aceasta a lui Ceaușescu de atunci, fiind atrase toate privirile, chiar și din Occident, anul următor a venit în vizită președintele Statelor Unite, Nixon, au venit președinții Franței, Charles de Gaulle și alții, s-au stabilit bune relații cu China, în 71 imediat s-au stabilit relații între China și Washington, datorită, via București, datorită diplomației române. Deci, România a avut de câștigat în perioada aceea, iar Ceaușescu era pe val. El a crezut că și în 89 se află la fel pe val. Ori poporul era fometat, era suprit, era îl ura acea modalitate prin care securitatea, mijloacele de opresiune, înnăbușeau viața liberă, lipsa de mâncare, lipsa de energie, lipsa de confort, lipsuri în toate, lipsa de deschidere, nu puteai să pleci în Occident și toate, acestea toate au făcut ca și cultul personalității ridicat la cele mai înalte niveluri, adică tablouri peste tot, toate emisiunile de televiziune erau doar cu Ceaușescu, 2 ore pe zi, toate ziarele, jurnalele, orice numai de el și familia lui se vorbea. El s-a sabotat pe sine. Nu putem să spunem că Ceaușescu a fost trădat.
totuși au fost foarte mulți trădători după 89. Foarte mulți, de la nivel mai mic, au pus mâna pe stăpânirea statului, adică pe o fabrică, pe păduri, pe flotă, pe tot. Cei care au avut puterea în mână, ori de la securitate, ori de la partid, au pus mâna pe hălci de avere, ca și cum ar fi fost un vânat în România și s-a luat câte o halcă de carne. Cam așa a fost România noastră după Revoluție. Hălci din această economie au fost devorate de marile consorții străine în complicitate cu trădători interni. Pentru o mașină, pentru bani de un apartament, pentru au luat și au semnat hârtii prin care au documente, contracte, prin care au dat gratis părți din economia noastră națională. Asta este marea trădare. Deci trădarea nu este specifică poporului român, pentru că trădări sunt și în alte țări. S-au făcut trădări și în alte țări. Dar parcă ne doare pe noi mai mult cu atât cu cât suntem mai, cu cât știm că suntem creștini. Trădarea noastră a Domnului nostru Iisus Hristos din Joia Mare, în răstignirea Lui, învierea Lui, ar trebui să ne aducă la lumină. Și ar trebui să ne facă să ne gândim că după 50 de ani de comunism, după 26 de ani, 27 de ani de post-comunism, de o perioadă în care ne căutăm cumva originile, ne căutăm visurile, ne căutăm dezideratele, ne căutăm drumul în viață, atât individual cât și ca neam și ca popor. Ne gândim imediat când e vorba de un eșec al nostru la trădare. Sunt într-adevăr foarte mulți trădători. Pentru bunul interes. Dacă au mâna și pot să pună mâna pe o halcă din economie, da, ei se dă și imediat semnează. De parcă ar fi a lui acel bun. Să ne gândim atât din punctul de vedere a celor care sunt sus, cât și celor care sunt în jos. Că ceea ce nu ne aparține nu e al nostru. Și nu putem să semnăm, nu putem să dăm ceea ce nu e al nostru. Nu putem să vindem ceea ce nu e al nostru. Asta este trădarea. Dacă am închis o fabrică cu mii de angajați, așa am tăiat-o bucăți și noi ne-am îmbogățit cu încă o vilă și cu câteva milioane în cont, asta nu înseamnă că am făcut un lucru bun și că nu vom plăti în viața aceasta sau cea viitoare pentru suferința oamenilor care au făcut acest, care au suferit datorită faptului nostru, ceea ce am făcut noi. Și ei se știu cine au făcut acest lucru, chiar la nivel local, chiar la nivel mai sus. Trădarea nu ne este caracteristică poporului nostru. Pentru că poporul nostru a avut și are de 2000 de ani în sufletul său o idee creștină. Toate ceea ce am vorbit până acum, toate cele ce am vorbit până acum de trădarea lui Burebista, lui Decebal, lui Ioan Vodăcel, Mihai Viteazul, Petru Cercel și toate celelalte, Radu de la Afumații, toate acestea sunt scoase de oameni acum, am vorbit despre ele, sunt scoase de istorici pentru a se arăta cumva că noi am fi niște trădători. Nu suntem din neam trădători. Suntem, în schimb, destul de oportuniști. Suntem destul de oportuniști. Și cam ne dăm cum bate vântul.
Și de acest motiv și de această cauză avem și suferințele noastre ca neam și ca popor. Îndreptarea noastră poate fi nu aplicând legea lui Iuda, adică să intrăm într-o deznădejde și să credem că nimeni nu ne mai poate salva, ci dimpotrivă, să mergem ca Petru, să ne rugăm la Dumnezeu, să ne rugăm la Dumnezeu să ne ierte pentru ce am făcut greșit și să ne îndreptăm, atât individual cât și ca neam, să ne educăm copiii, să facem copii, să fim de partea lui Dumnezeu, să muncim bine acolo unde suntem puși să muncim bine, să ne educăm copiii bine, să ne respectăm unul pe celălalt, să nu încercăm să furăm ceea ce nu e al nostru. Toate acestea vor duce la o micșorare a trădării noastre în interior față de popor și față de Dumnezeu și o aplecare a Domnului nostru Iisus Hristos și a lui Dumnezeu asupra noastră și o ridicare a noastră, atât individuală cât și ca neam și popor. Să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea pace și înțelepciune și să putem să fim alături de El întotdeauna. O seară frumoasă vă doresc. La revedere și sărbători fericite de Paște.